Câte doze rămân la finalul zilei, spre exemplu? Aveți așa o, nu știu, o statistică, un Nu. bilanț? Aici, cu privire la acest aspect, deja oamenii din centrele de vaccinare și echipele de vaccinare, coordonatorii acestor centre de vaccinare, s-au obișnuit deja, în sensul în care se poate întâmpla, cu cât crești în cifre absolute mai mult campania de vaccinare, cu atât, evident, proporțional aproape, apar și situații în care oameni nu se pot prezenta sau fie se prezintă la centru de vaccinare și constatăm Rămân că au doze. febră. Pe care, de consecință, dozele pe care le-ai alocat către centrul de vaccinare și această alocare s-a făcut în baza programărilor pentru respectivul centru, practic nu se vor potrivi perfect. Și atunci intervin astfel de situații în care, pentru că aceste vaccinuri nu sunt în monodoză, practic nu ai câte o singură doză pentru fiecare vaccin administrat. Câte persoane se vaccinează dintr-o singură doză? Vorbim de flacoane, spre exemplu pentru Pfizer-BioNTech, dintr-un flacon, dintr-o sticluță, practic se folosesc 6 doze. 6 doze de vaccin, pentru celelalte se folosesc 10 doze. Deci, practic, când deschizi un flacon, tu trebuie să ai 6 persoane care, pentru Să se care. vaccineze din acel flacon. Exact. Altfel, dozele pe care nu le utilizezi sunt doze irosite, doze de care ar fi putut să, sau care ar fi putut să genereze o imunitate pentru o persoană, cu atât mai mult o persoană aflată la risc, cu atât mai mult cât suntem într-un moment în care în continuare avem doze limitate disproporționat față de cererea care există în acest moment. Deci, în această perspectivă, ce spun este faptul că poate la început a fost un moment în care se mai iroseau doze sau nu se găsea cea mai bună potrivire, Se însă aruncau. au fost cazuri punctuale, să știți, vorbim de până în 6.000 de doze irosite, toate pentru motive neimputabile. Fie chestiuni care țin de transport, fie chestiuni de temperatură, fie s-a mai spart un flacon. Deci, la 2,6 milioane de vaccinuri administrate, procentul este de doze irosite este de 0,2%. Deci este mai mult, este marja de eroare prevăzută de noi și asumată nu numai de noi, ci la nivel global.